Vă salut, prieteni! În acest video vă arăt cum putem instala Android pe orice PC fără să afectăm sistemul de operare deja instalat. Pentru început, descărcăm fișierul ISO a versiunii de Android pe care dorim să o instalăm de pe site-ul www.android-x86.org. Eu am deja descărcată. Ne mai trebuie și un stick de minim 16 GB, preferabil USB 3. După ce am descărcat imaginea Android, o ardem prin DVD sau facem un stick bootabil. Voi reveni în alte clipuri cu metodele de a face un stick sau un hard disk bootabil. Am folosit DVD pentru că acum nu am două stick-uri. Am făcut prima parte a instalării pe un laptop Samsung pentru că are unitate optică și a doua parte a instalării pe un laptop HP pentru că are procesare mult mai bună. După ce am ars DVD-ul, începem instalarea. Restartăm calculatorul. Intrăm în BIOS. Din BIOS Boot selectăm ordinea de boot. În cazul meu este unitatea optică. Dacă folosiți stick, selectați USB-HDD. Salvăm și dăm Restart. Din meniul care apare la pornire, selectăm Install. Așteptăm să se încarce interfața grafică. Selectăm partiția în care vom instala, în cazul acesta USB Flash Drive. Apăsăm OK. Formatăm stick-ul NTFC pentru ca Windows să recunoască partiția și spațiul liber rămas să-l putem folosi normal ca spațiu de stocare. Ne întreabă dacă instalăm Bootloader Group. Yes, trebuie instalat. Acum foarte mare atenție, ne întreabă dacă să creeze un articol de boot pentru Windows. Apăsăm No. Acum ne întreabă dacă dorim să facem o copie a sistemului pentru restaurare, la fel ca la telefoane. Putem să o facem sau nu, depinde de cât spațiu avem pe memoria flash. Eu am făcut. Acum se face instalarea. Pentru a crea imaginea de restaurare, ne trebuie să alocăm minimum 2 GB de memoria flash. Eu am lăsat 8. Acum putem rula Android dacă îl vom folosi pe calculatorul pe care am făcut instalarea. În cazul meu, dau reboot și când se oprește calculatorul, scot stick-ul și-l introduc în calculatorul pe care îl voi folosi. Am scos stick-ul din primul calculator și l-am introdus în calculatorul care lucrez. Intru în BIOS. În boot order selectez să fie primul USB HDD. Salvez și restart. De pe pasta F9 verific ca primul dispozitiv de pe care pornește să fie USB Flash Drive.
acum apare meniul de boot Android. Selectez prima opțiune. Pornește Android. Start. Acum ne putem conecta la Wi-Fi. Aici setările sunt la fel ca atunci când telefonul este nou sau după ce îi restaurăm sistemul. Nu copiez nimic, instalarea este doar un scop demonstrativ. Următorul. Ne conectăm la contul Google pentru a putea instala aplicații. Agreăm. Nu am pentru ce face backup. Următorul. Nu se curăță dispozitivul, nici ecranul, pentru că dispozitivul este portabil. Dar peste blocarea ecranului, click skip anyway. Vă puteți să personaliza diverse funcții, aplicații, eu sar peste asta. Acum ce finalizează instalarea, trebuie ales un lansator. Eu am ales pe primul Quick Tip. Acum avem Android pe calculatorul nostru. Mouse-ul și tastatura funcționează normal. Internetul funcționează normal. La fel și YouTube. Demonstrativ voi instala Facebook Messenger. S-a instalat. Funcționează la fel de bine ca pe telefon, numai că având tastatură fizică scrie mult mai repede. Mai instalez o aplicație Total Commander. O deschid. Le acord permisiunile și funcționează normal. Acum vedeți cum funcționează al doilea lansator, Taskbar cu temă de Windows 10. Vom dezinstala aplicații pentru a vedea că sistemul funcționează normal. Aplicațiile s-au dezinstalat cu succes. Restart, schimbăm ordinea de boot și Windows-ul funcționează normal. Mulțumesc pentru vizualizare!